Salut! Sunt șef Sorin Pontea, după cum bine știți, iar astăzi mă aflu aici la invitația celor de la Domeniile Davidescu, care se ocupă cu vinul, normal, de câteva generații încoace. Astăzi am ales din colecția lor un vin special, Cabernet Sauvignon fetească neagră, care este maturat în baric franțuzesc de stejar. Vin roșu rubiniu, care merge foarte bine cu vită, porc, vânat, parmezan, de ce nu, paste. Așa că astăzi am ales să fac o rețetă cu o bucățică de carne de porc, specială, zic eu, un cotlet cu os. Trebuie să mă apuc de gătit. Nu, mai stau un pic. Primul lucru pe care îl facem, normal, pun cartofii la fiert în apă cu sare, pun cam 1-2 la porție și păstârnacul. Îl fierb în aceeași apă, nu e nicio problemă. Asta e subțirel, așa, se fierbe repede. Până fierb cartofii și păstârnacul, mă ocup de carne, zic. Am pus tigaia la încins, un pic de ulei de măsline, nu mult, atât. Avem un cățel de usturoi, chiar 2. Cimbrișor. Am pus și cărnița și, bineînțeles, sare, piper. Sau piper, sare. În tigaie îi dau doar față, da? O să o termin de gătit la cuptor. Cât se gătește carnea, mă ocup de vânătă. O crestez puțin să se gătească mai bine. Vreau să-i dau cu sare și cu piper. Un pic aici. Cine a inventat sarea asta? De fapt, cine a descoperit sarea? Foarte șmecher. Ok. Mai pun puțin ulei de măsline. Adaug și ciupercile. Câte la porție? Ia să vedem. 2 de fiecare. Ai 3. Gătesc totul în tigaie, încă vreau și legumele să-și ia gust de la carne, după care am să bag totul în cuptor. Asta mai mică vânăta s-a gătit mai repede. O scot ca să nu se gătească prea mult. Oh, ce frumos arată cărnița! Gata și vânăta asta la altă. Scot și ciupercile. A mai rămas usturoiul și carne. Scot și carnea. Pentru că mai am ceva de făcut în tigaie. Aștept cartoful, care e aproape gata. Să vedem păstârnacul. Gata păstârnacul. Pun și pe el în tigaie. Cartofii mai au 2 minute, până atunci mai ocupăm de vin. Are aromă. Wow! De cireașă neagră. Fructe de pădure. Coacăză neagră. Piper și ciocolată. Sunt gata și cartofii, pun un pic de ulei, mai pun și usturoi, pentru că usturoiul vreau să-l bag la cuptor. Vrem bine să nu sară, nu de altceva. Acum pun toate legumele aici și carne și adaug puțin unt. Și am pus și legumele toate.
și sfeclă. O să înroșesc tot. Vinul roșu, sfecla roșie. Pun și carnea și legumele în aceeași tigaie, pentru că vreau să se combine gusturile. Iar acum adaug untul. Așa, o feliuță, cred că sunt 10 grame de unt, nu mai mult. Exact așa o voi băga în cuptor. 180 de grade, 10 minute, am plecat. Cât așteptăm să se gătească preparatul la cuptor, avem puțin vin. Că ce să facem, așa la bucătărie. Gătești, mai bei cât un pahar cu vin. Gustul este plin, echilibrat, cu note de vanilie și ciocolată, iar post-gustul este de lungă durată. Asta este gata. Prima oară garnitura, da? Să aranjăm frumos. Am să văd dacă mi iese din prima, că de obicei la o farfurie o aranjez de mai multe ori. Pun și un pic de usturoi, că e și păcat, de-aia l-am pus. Până aici merge. Să mănânc și acum porcelul. Așa văd eu farfuria asta aranjată, în felul ăsta, așa. Asta este rețeta mea. Bon appetit! Noroc! Și spor la treabă.